Naum, prorocie despre Ninive, cartea viziunii lui Naum din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și păstrează mânia pentru vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu se lasă ne și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtezi și norii sunt praful picioarele lui. El mustră marea și o preface în uscat. Face să sece toate râurile. Basanul și carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. Muncii se clatină înaintea lui și dealurile se topesc. Pământul se cutremură de prezența lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea indignării lui? Cine poate îndura mânia lui aprinsă? Furia lui se varsă ca focul și stâncile se prăbușesc înaintea lui. Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și el îi cunoaște pe cei care se cred în el. Dar cu niște valuri care se revarsă peste mal, va pune capă cetății în nive și întunericul va urmări pe vrăjmașii lui. Ce planul faceți voi împotriva Domnului? el le va pune capăt. Nenorocirea nu va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți și tocmai când vor fi bezi de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște uscată. Din tine a ieșit cel care urzea rele împotriva Domnului, cel care făcea planuri rele, așa vorbește Domnul. Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista. Și acum îi voi sfărâma jugul de pe tine și îți voi rupe legăturile. Iată ce a poruncit Domnul împotriva ta, Asur. Nu vei mai avea urmași care să spartă numele. Voi smulge din casa Dumnezeului tău chipul cioplit și chipul turnat. Îți voi pregăti mormântul, căci ești dezgustător. Iată pe munți picioarele lui care aduc vești bune, care așteaptă, anunță pacea. Ține sărbătorile, Iuda, împlinește jurămintele, că ce rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este tăiat cu totul. Capitolul 2 Ce care sfarmă în bucăți, pornește împotriva feței tale, păzește cetățuia, ia seamă la drum, întărește scoapsele, adună toată puterea. Deci Domnul a adus iară slava lui Iacov, ca slava de odinoară a lui Israel, pentru că jefuitorii i-au golit și au stricat butucii din vie. Scuturile vitejilor săi sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură, carele furge de focul oțelului în, în ziua pregătirii de luptă, și sulițele se învârtesc, carele înaintează cu furie pe străzi și ciocnesc, se ciocnesc unele de altele în piețe parcă sunt niște făclii la vederea și aleargă ca fulgerele el cheamă pe oamenii lui cei viteji dar ei se împiedică în mersul lor alergat spre ziduri aleargă spre ziduri și, adă, și adăpostesc acolo pregătit porțile fluvilor sunt deschise și planul se palatul se prăbușește s-a hotărât ea este dezgolită este luată. slujnicile ei gem, ca niște turturele și se bat în piept. Ninive, era un iaz plin de apă, din ziua în care exista. Dar, iată că fug. Stați, stați, opriți-vă! Dar niciunul nu privește înapoi. Jefuiți argintul, jefuiți aurul, acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Este jefuită, pustită și stoarsă de tot. Inima îi se înmoaie, genunchii îi tremură. Toate coapsele suferă, toate fețele au devenit palide. Unde este acum culcușul acela de lei? Locul acela de hrană pentru puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i înspăimânte, fără să îi înspăimânte cineva. Leu sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma, pentru leoaicele sale, își umplea vizuinele de pradă și culcușurile cu cerăpise. Iată, eu sunt împotriva ta, zice domnul oștirilor, în fum îți voi preface carele de război, sabia va mâna pe puii tăi de lei, îți voi nimici prada din țară și glasul solilor tăi nu, va mai, nu se va mai auzi. Capitolul 3 Vai de cetatea sângelui, plină de minciună, de violență, și care nu încetează să se dedea la pradă. Auziți pognetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și alergarea carelor. Călăreții se aruncă năvalnici, sabia scânteiază, sulița fulgeră, o mulțime de răniți, grămezi de trupul moarte, morți fără număr, cei vii se împiedică de cadavre. Din cauza mulțimii de sfârurilor, prostituatei atrăgătoare, stăpâna vrăjitorilor, care vindea popoare prin desfrânările ei și familiile prin vrăjitorile ei. Iată, sunt împotriva ta, zice Domnul Oștilor. Îți vor ridica poalele peste cap ca popoale să-ți vadă goliciunea și împărățile rușinea. Voi a cu murdării peste tine, te voi înjosi și te voi face de dispreț. Toți cei care te vor vedea vor fugi de tine și vor zice, Ninive este nimicită. Cine o va plânge? Unde să-ți caut Ești tu mai bună decât Noamon, cetatea care era situată între râuri, înconjurată de ape, având ca întărituri de apărare marea, ca ziduri marea. Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, put și libieni erau ajutoarele ei și totuși a trebuit să plece și ea în pribegie. S-a dus în captivitate și pruncii ei au fost drobiți în toate colțurile străzilor, a aruncat sorciul asupra fruntașilor ei și toți mai mari ei au fost aruncați în lanțuri. Și tu te vei îmbăta, te vei ascunde și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului. Toate cetățuile tale sunt niște smochini cu cele din tâi roade. Când îi scuturi, smochinile cad în gura celui care le mănâncă. Iată, poporul tău este ca o femeie în mijlocul tău, porcile tale se deschid larg înaintea vrăjmașilor săi. Focul îți mistuie, îți mistuie zăvoarele. Scoate țeapa pentru împresurare, întărește cetățuile. Calcă pământul, sfărâmă lutul și pregătește cuptorul de cărămidă. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia, te va mistui ca pe niște lăcuste, cât te-ai înmulțit ca umida, te-ai îngrămădit ca lăcustele. Ți-ai înmulțit mai mult decât stelele cerului. S-a îngrămădit ca pui de lăcustă care își întind aripile și zboară. Aleșii tăi sunt ca lăcustele. Capitanii tăi oceată de lăcuste care tăbăresc în umbrăvi pe răcoarea zilei, când soarele răsare zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. În timp ce păstorii tăi dorm, împărate al Asiriei, vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără vindecare. Toți cei care se vor auzi de tine vor bate din palme, că cine este acela peste care nu va fi trecut marea răutate.